Provocarea mea, i-am aruncat-o lui Andy Constantin, însă în ciuda faptului că probabil că i-a fost frică cel mai sigur de mine, văzându-mi gabaritul, adică știe toată lumea că am 1,93 înălțime, și-a schimbat în ultima fracțiune de secundă, să zic așa, adversarul. Cu cine voi lupta rămâne un pic secret, așa, adică vreau oamenii să îi lasă în suspans.